Colegul meu, Duță, care are casta lui a actorilor, a regizorilor, înțeleg că a primit un bilet la avant premiera din această seară la filmul Faci sau Taci al lui Iura Luncașu. Bună dimineața, domnul Duță! Hai! Este chiar în direct? Hai! Sunteți chiar acum cu regizorul. Bună dimineața, Marian! Să trăiți dumneavoastră, domnul Răzvan, dacă tot plouă afară, am zis să ies la film. Este o vizionare pentru presă, comedia Faci sau Taci. Este Iura Luncașu lângă mine, Giulia, și cu siguranță o să-l întrebăm pe Iura de ce nu a prins și Răzvan un rol în filmul acesta, pentru că tot timpul știi că te întreabă. Neața, bine v-am găsit și succes cu filmul. Răzvan o să prindă contract, dar știi că ăsta un rol, dacă însemnăm contractul mai întâi, ca să fie sigur că nu se răzgândește, știi? O comedie, Giulia, cum a fost la filmări și dacă ne poți spune ceva despre film înainte să-l vedem pe 15 martie, intră în cinematografe. Ce să zic, a fost foarte tare la filmări, ne-am distrat, suntem o gașcă absolut senzațională, o echipă extraordinară și, sinceră să fiu, sunt la fel de emoționată ca și voi, deoarece nu am văzut filmul, o să-l văd acum odată cu voi și pentru cei care merg din 15 martie în cinematografe să vă pregătiți pentru că o să râdeți cu lacrimi. Iura, supărarea o să fie și mai mare. Am aflat că domnul Brenciu a prins rol în film și domnul Răzvan nu. Cum ai lucrat cu ei? Foarte, foarte bine. Sunt oameni cu care eu aș lucra tot timpul, pentru că au această cultură. Aș lucra tot timpul pentru că au această cultură să facă lucruri, să tragă de ei. Și mie asta îmi trebuie. Și normal că dacă se și potrivesc pe anumite roluri, e de acolo. Văd, oamenii au început deja să vină, este pentru presă, avem noroc să vedem astăzi. Spune puțin despre această comedie, cât se poate spune, bineînțeles. Se poate spune, se râde foarte mult. Nu, e o comedie, de mult m-a obsedat chestia asta cu raportul ăsta dintre șef și oamenii care își cunosc foarte bine meseria. Și limita asta, când șeful știe mai bine decât tine meseria, știi? Și cam despre asta, e o poveste în care tot românul se va regăsi, dacă nu chiar... Pentru că e despre noi. Știi? Și cum apar ele, situațiile comice, bineînțeles că le-am fructificat la maximum. Așa, o să vedem iarăși o țară frumoasă în filmul ăsta și vrei mai mult de atât, vrei să dezvolți deci mai mult de atât. Relație, spuneai, șef și angajat, nu? Acum, să zicem așa, Răzvan e șeful meu. Da. Mă regăsesc în film, eu ca și... Bă, să nu-mi stric relația cu el acum, dar eu zic că voi aveți o relație normală, firească, sunteți o gașcă foarte mișto acolo de aia și e cu zâmbete de dimineață. Și ok, nu cred că e povestea voastră, știi? E povestea noastră în general așa, știi? Când profesionistul are treabă, da, foarte multă, e expert în domeniul lui, dar vine un șef pentru că e șef și știe mai bine ca tine, știi? Cam despre asta. Și vezi ce se poate naște din treaba asta. Perfect. Giulia? Ce bine că n-am șef. Ce bine că n-am șef. Pentru tine, cum a fost? De fapt, voi, artiștii, sunteți actori, pentru că la câte videoclipuri ai făcut, deja ești obișnuită cu camera, dar acum a fost altceva. Nu, a fost cu totul altceva. E primul proiect de acest gen din viața mea. Uite, uite că vorbeam de voi. S-a terminat interviul nostru. S-a terminat. Domnul actor Horia Brenciu, să trăiți. Da. Suntem în direct cu nepoții Răzvan și Dani și sunt foarte fericiți că ai prins un rol în film și ei nu. În sfârșit, mă bucur tare mult, copiii, foarte. Iura este un regizor blând, un regizor care mai preferă fetele și bărbații îi lasă deoparte la secvențele importante din film. Deci în modul care, probabil că v-ați întrebat, ați văzut și în promo o secvență în care toate fetele se aruncă într-un fel de heleșteu. Ce era ăla? Așa? Și, e bine, vă întrebați de ce n-am participat eu. Pentru că dacă eu mă aruncam acolo, toată aba din heleșteu ieșa afară. Domnul Brenciu, vă pupați cu cineva în film? Da. Uite, eu mă pup cu și în viața reală, nu trebuie să fie film. Dar eu mă pup și cu Iura. Hai să te pup, Iura. Cum să un rol pentru domnul Brenciu? Adică și noi n-am avut nicio șansă, Răzvan, adică chiar așa nu se poate? Răzvan are șanse. Acum trebuie să și vrea, știi? A dat mai mult domnul Brenciu? Nu, ca să se înțeleagă. Eu sunt un actor cu greutate, cu musical-uri, chestia asta. Ei mai sunt așa pirpirei. A vrut ceva de forță. Când pășește într-un cadru, să se simtă, să ocupe bine cadrul, înțelegi? În mod normal, cât durează filmul? Ce durată are? O oră și jumătate. Ei, cu domnul Brenciu să aibă 4 ore filmul. Nu, că m-a tăiat foarte mult.
Nu, m-a tăiat foarte mult pentru că eu cu Gica aveam deosebit de multe secvențe în care vorbeam în spaniolă. Eu nu înțelegeam, dar vorbeam. Și în rest, toată lumea, eu cred că e bine că marea parte a filmului a fost ocupată de aceste fete frumoase pe care, n-am... Am înțeles că am mis actor, vizirul sau... Nu știu ce să zic. Au intrat în cort. Eu nu am putut intra în cort cu nicio... Că n-a avut loc. Mulțumim din suflet. Trebuie să ne oprim, că vreau să mai prind și eu câteva pișcoturi, șampanie cu domnul Vrenciu, nu mai prind nimic. Succes, maxim. Succes. Din 15 în cinematografie. Giulia, mulțumim. Succes. Să trăiți, domnul Vrenciu. Mă duc la șampanie. Oh, și pișcot, să trăiți.